Prin anii 1800, generalul francez Napoleon Bonaparte a vrut să cucerească Italia și ca să ajungă în acea zonă a Italiei trebuia să traverseze Alpii. Generalii lui l-au sfătuit că este o idee extrem de proastă și mai ales că venea iarna, nu avea cum să treacă. Era imposibil, nimeni nu mai făcuse acest lucru. Însă Napoleon le-a replicat. Nu există Alpi pentru armata lui Napoleon. Și așa a reușit, tocmai datorită acestor frici cumulate de toți partenerii lui, de toți generalii lui, a reușit să treacă peste ele și să-și impună viziunea, tocmai fiind un comandant de excepție el însuși. Asta este unul din exemplele principale în care observăm că oamenii neînfricați aduc rezultate și trebuie să dezvolți mentalitatea de a nu-ți fi frică de nimic. Universul creează breșe prin care lasă oamenii cei neînfricați, îi lasă să obțină ceea ce își doresc și atâta timp cât trăiești cu frici, vei fi sclavul acestora. Trebuie să înțelegi că Universul îți oferă efectiv orice atâta timp cât înveți să nu-ți mai fie frică de nimic, când înveți să depășești orice frică. Și aproape imposibil să faci acest lucru pentru că de mici am fost condiționați să ne fie frică, am fost condiționați să stăm în banca noastră, să nu răspundem când nu suntem întrebați, să fim atenți la cei din jur și să fim docili. Asta e o aptitudine pe care o dobândești și trebuie să te gândești la tine precum o ceapă și fricile sunt precum acele straturi pe care noi trebuie să le dăm jos ca să ajungem la esența noastră. Până la urmă, înainte să fim condiționați de societate și de cei din jur, eram neînfricați. Efectiv, eram niște copii aventuroși, de plăcea să explorăm, să facem chestii noi. După care, încet, încet, au venit problemele, le denumim problemele celor din jur, care ni s-au pus nouă în cărcă și a început să ne fie frică. A început să ne fie frică să mai visăm, să ne gândim la lucruri, să explorăm. În loc să ne dezvățăm, să nu ne mai fie frică, ca să putem merge la următor nivel, noi acceptăm frica în sinele nostru și ea ne pietrifică. Toți vrem aprobare socială, vrem ca oamenii să ne placă, mai ales cei care contează pentru noi, familia, apropiații, și atunci vrem să ne integrăm. Poate că nu vrem să ne arătăm așa cum suntem noi cu adevărat, tocmai în ideea că ne vor judeca. Însă asta este o prostie pentru că e frica de a fi tu însuți. Atâta timp cât ești în ghetele altcuiva, nu o să te respecte pentru cine ești tu cu adevărat. Și probabil că te gândești, dar cum să scap de aceste frici ca să pot să fiu cea mai bună versiunea mea? Și răspunsul e simplu. Cea mai mare frică a tuturor este frica morții. Atâta timp când reușești să-ți înfrângi frica morții, nu va mai sta nimic mai mare de atât. Trebuie precizat că una din caracteristicile principale ale oamenilor de succes este că la un moment dat au reușit să-și înfrângă această frică a morții. Și un exemplu care îmi vine acum în minte este Frank Delano Roosevelt, care la un moment dat, mediocru fiind, atenție, Frank Delano Roosevelt a fost mediocru cam toată viața lui, până pe la 40 de ani, când, printr-o conjunctură neplăcută, a făcut poliomielită și a rămas izolat în scaunul cu rotile. Și atunci a început să-și pună gânduri legate de existență, de gard de moarte și și-a înfrânt această frică a morții. A fost, efectiv, el în fața morții. Și a privit-o în ochi și s-a gândit, ok, și acum ce fac? Care sunt valorile mele, cine sunt eu cu adevărat. S-a retras din viața politică pentru o vreme, după care a revenit alt om cu alte valori, pentru că nu mai era frică de moarte. Atunci a putut să conducă tot poporul și vorbim aici de criza din anii 30 prin care el a trecut, a reușit să conducă oamenii prin acea criză cu putere, tocmai că lui nu mai era frică de nimic. A trecut razant pe lângă moarte și acum cum mai putea să-i fie frică de o chestie financiară? Încă unul din avantajele principale ale acestor lideri e că ei nu mai pot fi corupți. Asta e partea cea mai faină. Ei și-au însușit valorile și cumva sunt dispuși să moară pentru acele valori pentru că nu le mai e frică de moarte. Și atunci nimic nu mai poate deraia de la traseul lor, cum a fost, de exemplu, cu Napoleon în Alpi. Nimic nu l-a mai deraiat, știa că trebuie să ducă rezultate, știa că trebuie să ajungă în Italia prin orice modalitate, prin Alpi, și asta a făcut. Nu mai a existat nicio altă soluție și așa apar rezultatele, așa apare succesul. Una din problemele principale ale succesului este că nu știi cu adevărat dacă îl vei obține undeva în viitor. Pentru că dacă ai ști că în următorii 5 ani vei avea acel 1 milion de euro pe care probabil tu ți-l dorești, chiar dacă urmează cele mai groaznice zile din viața ta, pentru că știi că la finalul acelui drum
la finalul curcubeului, se va afla premiul tău de 1 milion de euro. Dar problema succesului e că nu știi că îl vei avea. Însă această mentalitate cum că totul va fi bine cu adevărat și să o conștientizezi și să o crezi în adâncul sufletului tău, ea se formează în timp prin experiențele prin care treci. Însă trebuie să o formezi, este una din calitățile principale. Trebuie să ai siguranța că voi reuși, că voi obține acel job, că voi obține acel business, că voi face bine acel business, că voi obține acea sumă de bani. Altfel nu vei putea ajunge acolo. Și când ești la început de drum, e normal să ai această încredere în tine, însă trebuie să te prefaci și să ți-o însușești ca și cum deja ai fi acolo. Să-ți păcălești cumva creierul non-stop că așa ești tu și așa vei atrage ceea ce vrei să fii. Chiar și o fărâmă de îndoială te poate împinge înapoi spre visul tău cu 6 luni, poate cu un an, poate chiar mai mult. De asta nu-ți permiți luxul de a nu crede în visul tău. Cel mai important în orice sport este întâi mentalitatea și după aia calitățile fizice. Ok, e foarte important să lucrezi la corpul tău, însă mai important decât asta e mentalitatea să o formezi și orice urmă de îndoială va fi în detrimentul tău. Uită-te la sportivii de calitate, LeBron James, Michael Jordan, Cristiano Ronaldo, Messi, vei vedea că nu există strop de îndoială în creierul lor că ei sunt cei mai buni. Ei în sinea lor știu acest aspect, îl simt, îl trăiesc, dar trebuie neapărat în orice area vieții tale în care vrei să aduci rezultate, trebuie neapărat să te autohipnotizezi, să te păcălești și până la urmă să crezi cu adevărat. Pentru că în momentul când apar rezultate, vei începe încet încet să crezi cu adevărat și ți va schimba viața. Orice, pe orice vei pune mâna, va începe să prindă culoarea aurului. Vei atinge succesul, vei avea mâna lui Midas, pentru că pe orice vei pune mâna, se va transforma în aur, bineînțeles metaforic vorbind. Însă asta s-a format datorită mentalității tale, deci mentalitatea ta va aduce rezultate în lumea fizică doar prin mentalitatea ta și doar prin această înțelegere că nu trebuie să-ți fie frică de nimic. De fiecare dată când faci ceva, când vrei să construiești ceva, gândește-te de Napoleon când era în Munții Albi. Și toată lumea zicea că nu e bine, că va pierde, miza era extraordinar de mare, armata, toți puteau să moară, însă el era singurul care credea, singurul care se mințea că totul va fi bine și până la urmă a fost. Asta pentru că și-a însușit acea mentalitate. Deci totul, să știi că o pornește de aici. Frica, fie că vrei sau nu, va exista în viața ta și noi oamenii ne vom bate cu ea în două metode, într-un mod activ sau pasiv. Putem să o lăsăm în acel colț al minții noastre, să o băgăm sub preș ca să încolțească și după aia va reieși prin alte moduri, anxietate, atacuri de panică, insucces sau activă, în sensul că te duci cu capul înainte și o înfrunți. Și vreau să zic o chestie foarte interesantă, atunci când o înfrunți într-un mod direct, este ca o umbră, dispare. E inofensivă. Frica din creierul tău pe care tu ai e inofensivă. E o iluzie în capul tău. Îți e frică de ceva, fă-l acel lucru primul. Și nu ai de ce să fii intimidat pentru că nu vei păți nimic. Așa că din acest moment tu alegi. Îți trăiești viața în frică sau înfrunți frica și devii o versiune mai bună de-a ta, precum Napoleon în Munții Albi. Până data viitoare, succes!